Primăria Generală a Capitalei a aprobat proiectul de restaurare a mai multor clădiri de patrimoniu. Sute de persoane pot beneficia acum de bani de la bugetul local pentru consolidarea acestor clădiri istorice. Proiectul se află în dezbatere publică timp de 30 de zile. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic lansează în dezbatere publică programul pentru finanțarea proiectării, restaurării și punerii în valoare a imobilelor monumente istorice, imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură clasate și în zone construite protejate de pe raza municipiului București. Programul urmează să fie finanțat din bugetul local, iar beneficiari pot fi toți proprietarii de imobile monumente istorice, imobile aflate în ansambluri de arhitectură clasate și în zone construite protejate. Nu sunt considerate eligibile imobilele ale căror drept de proprietate nu este înscris în cartea funciară, cele aflate sub sechestru asigurator, imobilele ipotecate sau acele imobile aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate. Autoritățile așteaptă ca programul să aducă noi locuri de muncă pentru bucureșteni și să susțină mai multe industrii care asigură creșterea economică și atractivitate turistică din capitală. Programul Municipal de Restaurare e un program multianual de sprijin financiar și consultanță de specialitate care se bazează pe legislația în vigoare privind protejarea patrimoniului construit.